Viața, neața, Ivașcu-i cu noi. Bem cafea amândoi, trecem peste ploi. Neața, râdem mai apoi. Neața, râdem și de noi. Așa-i tinereța. Anteneața. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Ce poftă ai spus-o! Bună dimineața, bună dimineața! Iar am exagerat cu ceva, sunt foarte negru la față. Ce ai zis? Da, mi-ai zis. Nu te mai superi atât! Da, că te sunt negru de supărare. Suntem negri la propriu și la figurat. Da, 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 corect. Dar suntem sportivi, am putea chiar să mergem la o alergare. Da, ne-am îmbrăcat sport astăzi. Da. Dacă vreți să ieșiți la o alergare, nu vă recomand totuși. Da. Dacă dar vreți, vă așteptăm, dacă vreți, avem 7 etaje de urcat ceva. Și de plouă, Costi. Plouă. Mi s-a părut că e chiciură când am venit. Dar bine dimineața. Iar da. La mine ploua cu găleata chiar. Da. Da. Înseamnă că ai plecat mai, nu știu, ori mai târziu, ori mai târziu. Da. Ce faceți? V-ați făcut cafeaua? Noi ne-am făcut cafeaua. Bine, și-a făcut cafeaua. Tonomatul ăla a făcut cafeaua. Noi luat vreo 3 să intre în gana aia, nu? A luat mai multe, da. E o zi lungă, așa cum e fiecare zi la noi. E lungă? Noi nu terminăm programul când se termină și emisiunea. Terminăm programul mai încolo. Undeva la da. 4, 5. 6. Da. 6 și 7. Da. Cam da. Așa. E. Da. Avem și musafiri. Avem musafiri, da, revista presei. O să vă citim astăzi despre Partidul Proștilor care s-a înființat în România. Rămăsesem dator de ieri. O să vă spunem, avem și o campanie de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Bine, e o campanie în fiecare iarnă și o să vedeți despre ce este vorba. O să vă dăm câteva sfaturi ca să nu vă strice sărbătorile, surprizele neplăcute. Dar până când o să vă spunem noi despre ce este vorba, haideți să vedem ce ne-au pregătit astăzi Astrele și Alexa. Anteneața! Haideți să vedem ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de astăzi. Berbec, ai senzația că numai tu faci sacrificii, dar exagerezi. Ai grijă că ar putea trece pe lângă tine motive excelente de bucurie. Ridică capul și le vei observa. Taur, nu pune la suflet micile motive de supărare care mai apar la orizont. Zâmbește! Aceasta este atitudinea potrivită ca efectele negative să nu se resimtă. Gemeni, nu da atâta importanță unui fleac. Nu are rost să te cramponezi de un hop neînsemnat și să-l transformi în ceva catastrofal, dar totul poate fi reparat cu o atitudine mai pozitivă. Rac, e un moment bun să stabilești o strategie pe termen lung pentru a atinge un obiectiv căruia îi acorzi o semnificație specială. Ești abia la început, dar tu privești deja departe. Leu, e timpul pentru a lua o decizie prin care să dai alt curs unor proiecte de la care ai mari așteptări, dar din când în când mai e nevoie și de o schimbare de macaz. Va fi una de bun augur. Fecioară, discuți cu familia despre unele planuri de viitor care cer puțin curaj și primești de la ei numai reacții pozitive. Asta îți amplifică dorința de a ajunge unde visați cu toții. Balanță, situația în care te simți prins ca într-o capcană nu merită atâta stres cât consumi tu pentru ea. Lucrurile pot reveni mai ușor la normal dacă privești totul detașat. Scorpion, îți ascunzi dorințele de teamă ca nu cumva să le pierzi, dar ca acestea să prindă contur, trebuie să spui clar ce anume îți dorești, nu doar să le ții ferecate în suflet, dă-le voie să se manifeste printr-o atitudine optimistă. Săgetător, ai gândit pozitiv în permanență și ți-ai spus mereu că se poate, iar acum condițiile favorabile se adună pentru ca totul să sară câteva etape și să ajungă mai aproape de nivelul visat. Capricorn, dacă ai avut o zi dificilă la serviciu, lasă toate grijile la ușă, nu le trage după tine și acasă. Nu merită cei dragi supărările tale, ci acasă trebuie să fii alt om, deschis și vesel. Vărsător, azi nu prea găsești subiecte de discuție pentru a te integra mai ușor. E un fel de timiditate care te încearcă în preajma unor oameni pe care nu prea știi cum să-i abordezi. Pești,
Lumea largă este locul tuturor posibilităților. Ca atare, ieși afară, mergi în spații cât mai colorate și aglomerate, pentru că de acolo pot apărea azi cele mai interesante vești. Reveni, iați cu... Anteneața! Da, revista presei și nu numai revista presei, ci și informații utile pentru dumneavoastră, pentru că primim și ați văzut și dumneavoastră tot felul de comunicate de presă care, eu zic că vă ajută să aveți un trai mai bun, o viață mai bună. Dacă, nu știu, 5 persoane din 100 care se uită la noi ascultă sfaturile, eu zic că este perfect și dacă aceste 5 persoane sau din... două persoane din aceste cinci. Au un trai mai bun datorită nouă, este perfect. Bun, deci avem o campanie de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Capitan Puică Nicolae al județului Argeș, pentru că știți și dumneavoastră prea bine, în ultima perioadă s-au înmulțit incendiile, pentru că foarte multe persoane nu își curăță coșurile de fum sau, mă rog, nu sunt atenți, dacă vreți, cu în ceea ce privește încălzirea. Nu? Pentru iarnă. Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz? Se închid. Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz? Vreau să vă spun că am o prietenă care mi-a zis într-o zi că a ajuns acasă, a simțit miros de gaz, era seară. Ce credeți că a făcut? A aprins lumina ca să vadă de unde vine gazul? Mă gândeam că și-a aprins o brichetă ceva. Nu, dar a aprins lumina. E, dacă simțiți miros de gaz, nu aprindeți lumina. Este foarte important. Trebuie să vedeți de unde vine. Deschideți geamurile și ușile, aerisiți camera, închideți toate așa cum puteți pentru întuneric pe acolo, că știți dumneavoastră unde e. Închideți toate gazele, mă rog, tot ce trebuie să faceți. Sunt foarte multe astfel de sfaturi pentru dumneavoastră pe aici. Ia să te trezești, Alex. Ah, ce mi-ai dat? Mi-ai dat... Bombonele. Bombonele da. Cu lăptic? Da. Foarte bune, foarte bune bombonele. Deci nu, nu l-ai auzit, Alex, lăsați... Nu? Nu, n-am auzit. Ați spus că sunt ouă de bibilică. Ouă de bibilică. Bibin. Da, ia deci vezi, nu... e bună acel ou de bibilică, Alex? Da? Încercai să fii și serios. Încercai. Măcar o dată. Încercai, bine ai spus. Da. Gata, te las să fii serios. Nu. Oh, da. Pardon, mi-a căzut și afișul. Încercai să fii serios. Deci nu lăsați problemele de genul acesta, nu știu, cu gazele, cu focul să vă strice sărbătorile. Și verificați-vă instalațiile de încălzire, pentru că, Doamne ferește, decât să aveți sărbători mai neplăcute, eu zic că e mai bine să verificați și să preveniți. Deci, avem revista presei, avem Argeșul Top, avem Universul, în care vă citeam ieri de Partidul Proștilor, că s-a înființat, avem și jurnalul de Argeș, din care o să citim, dar începem cu Argeșul. Pe prima pagină, cămătarii vipurilor săltați de mascați. Ieri dimineață, casele mai multor cămătari din Pitești au fost cotocite de mascați. Dosarul instrumentat de procurorii piteșteni are peste 20 de suspecți care creaseră o întreagă afacere din cămătărie. Aceștia aveau clienți de lux, oferind împrumuturi cu dobânzi mai mari unor cunoscuți oameni de afaceri din județ. Știi filmulețul pe care ți l-am arătat ieri apropo de mascați? Iată, vin colind. Da. Și veneau mascați. E bine acel clipuleț. Oricum, cred că așa s-a întâmplat și ieri la ei. E bine că era și cazul să facă și la pe cămătărie niște astfel de acțiuni. 80.000 de argeșeni primesc ajutoare de la Uniunea Europeană. Aproximativ 80.000 de argeșeni vor primi ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană. Este vorba de pensionari cu venituri sub 400 de lei pe lună, șomeri, persoane cu handicap grav, beneficiari de venit minim garantat, un material pe care l-ați văzut și dumneavoastră la Observatorul nostru. DNA cere iar arestarea lui Pendiuc și Scarlat, fiindcă Tudor Pendiuc și Constantin Scarlat au încălcat condițiile arestului la domiciliu. Ieri procurorii au cerut din nou arestarea pe o perioadă de 30 de zile a celor doi. Cei doi sunt alături de alți oameni de afaceri, sunt cercetați într-un dosar de corupție, fiind acuzați că prin asocierea dintre Publitrans 2000 și CNCD Direcțim au prejudiciat statul cu aproximativ 5 milioane de euro. Așadar,
Ieri, procurorii din cadrul DNA, secția de combatere a infracțiunilor conexe, infracțiunilor de corupție, au solicitat arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a lui Tudor Pendic, cercetat pentru luare de mită și abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu, Constantin Scarlat. Se pare că Pendic ar fi vorbit cu un suspect în acest dosar, cu o persoană care este anchetată în acest dosar și nu avea voie să facă legătură acest cu Constantin Scarlat. Da? Da. Da. Cătălin Chielu a murit în Iordania. Vă aduceți aminte de scandalul Chielu sau mita din parcarea Ministerului Administrației și Internelor, dacă nu mă înșel? Ei bine, Cătălin Chielu era căutat în România și nu numai în România. El fugise în Iordania. Avea 47 de ani și a murit într-un spital din Iordania, așa cum spuneam. Acesta se ascundea de autoritățile române, fiind dat în urmărire internațională, după ce Curtea de Apel București a emis pe numele său un mandat de 6 ani de închisoare pentru dare de mită, acea mită de care vă spuneam că a avut loc în parcarea Ministerului Administrației și Internelor. Tot în Argeș mai citiți despre primarii cu probleme din județul nostru. Pensiile se dau până în ajunul Crăciunului. Am mai spus și noi asta. Cine răspunde pentru Colegiul Brătianu? Știți că la Colegiul Brătianu s-a pierdut acea finanțare europeană, nu mai au loc lucrările de reabilitare. Soacra, sonda de petrol și nora războinică. Interesant, în pagina 3. Cu o falcă în cer și cu una în pământ, Adriana Sprâncenea din Moșoiani s-a plâns ieri la redacție că Ene Florea, primarul comunei, a pus soacra sub interdicție și a cerut în instanță să fie el numit curator special tutore și nu ea sau un alt membru al familiei Sprâncenea, edilul șef urmărind în acest fel să preia toate bunurile bătrânii. Este un dosar mai vechi, este un dosar foarte complicat, un dosar pe care nu o să-l luăm noi acum la Anteneața. Se reinaugurează Casa de Cultură din Domnești. Casa de Cultură din Domnești a fost reabilitată după 34 de ani prin fonduri din bugetul local. Edificiul modernizat se reinaugurează astăzi, adică astăzi, iar cu acest prilej își deschid ușile cunoașterii Biblioteca Publică Luca Paul și secția muzeistică, ambele fiind reamenajate cu bani europeni. Însă briliantul de pe coroană este manifestarea Limba Română, Românism, Identitate Națională, organizată tot astăzi, sub bolta instituției primenite de Clubul Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeș, cu sprijinul primăriei Domnești, programul fiind prezentat ieri în paginile Săgetătorului. Săgetătorul este suplimentul ziarului Argeșul. Evenimentul de la Domnești, care marchează începutul unei ample vieți culturale-artistice în satul de la jumătatea drumului dintre cele două foste capitale ale țării românești, se va încheia cu un spectacol folcloric susținut de ansamblu Doina Argeșului. Dacă aveți drum în zonă, eu zic să mergeți, pentru că este de mers, și felicitări celor de la Domnești, pentru că iată, se ocupă și de viața culturală a comunei, de ce nu? Da, vrei să fii serios? Ce face o blondă pe casă? Poze? Nu, ascultă muzică house. Ascultă muzică house. Și de ce blondele au întotdeauna un cuțit în mașină? Să taie ceața? Nu, să poată tăia mai bine toate curbele. Foarte tare, foarte tare. Mai citește-ne? Ce? Nu, 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 vă mai zic și mâine. Bun. Haideți să vă citesc eu din Universul, ce v-am promis ieri, cu Partidul Proștilor. Sloganul său este: suntem proști, dar mulți, bazați-vă pe noi. E, vă spuneam că s-a înființat oficial, deci chiar s-a înființat, să nu credeți că este o glumă. Un ieșan a obținut în această lună de la OSIM dreptul de a folosi exclusiv în următorii 9 ani marca Partidul Proștilor. Într-un interviu savuros acordat 7 Est, Cezar Popescu povestește ce l-a împins spre însolitul demers și cine va conduce partidul, de vreme ce viitorul șef trebuie să fie prost. Bun, cum v-a venit ideea să înființați Partidul Proștilor? Păi la cât sunt eu de prost, n-avea cum să fie ideea mea. Ideea i-a venit unui prieten cu ani în urmă. El se hotărâse să facă pentru prieteni niște legitimații de proști, ca să justifice prostia din capul lor. Legitimația de prost trebuia să fie de mărimea unui catalog de școală, pentru că atunci când omul se legitima, să vadă lumea cât este de prost. Prea se insistă pe prost. Da.
Cine ar putea fi membru al Partidului Proștilor, cred că este evident. Cum vor arăta legitimațiile, a spus că să fie cât mai mari ca să se vadă. Care este sloganul partidului? Suntem noi proști, dar am rugat un deștept să ne ajute să găsim un slogan. Deocamdată avem mai multe variante. Unul ar fi mama proștilor e tot timpul gravidă, ceea ce înseamnă că vom avea întotdeauna mulți membri. Un alt slogan ar fi suntem proști, dar mulți, bazați-vă pe noi. O altă variantă ar fi nu este rău să te naști prost, important e să nu mori prost. Dar nu ne facem griji pentru slogan. Pe parcurs, odată cu venirea mai multor membri, vom găsi o idee prostească. Tot interviul cu șeful partidului proștilor îl citiți dumneavoastră în Universul Argeșan. Și Universul Argeșan a venit în această săptămână și cu un supliment despre Muzeul Județean Argeș, exponatul lunii, Geoda și Ametistul. Și vedeți aici, aveți și un program de vizitare al muzeului. Expoziția de științele naturii, inaugurată în anul 1977, este prima de acest fel din România și din Europa Centrală și de Est. Un material foarte interesant despre Muzeul Județean Argeș, pe care vi-l recomand. Uite, am mai găsit una. Ce vezi când te uiți în ochii unei blonde? Ceafa. Da, eu am găsit tot în Universul Argeșan sfaturi despre ștrasurile sau tatuajele dentare, un accesoriu la modă, ne spune doctor stomatolog Eni Pavel. Da, n-am înțeles ce scrie aici. Eu da. Da, da, citește, citește. Mulțumim mesagerul, Alex. Da, 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 mergea, mersi, mersi. A, un material foarte interesant, fiți atenți. Fiți atenți. Câteva dintre cele mai rare cărți din țară se găsesc la Pitești. Biblioteca județeană deține zeci de volume foarte vechi, unele semnate de mari autori din literatura universală, un material scris de Ana Maria Neacșu, care mi-a zis ieri, prezintăm și mie materialul. Nu se poate, prezintăm și mie materialul. Adevărul e că e un material foarte interesant. Deci prima carte de drept românesc, Evanghelia de la 1862, Epistulae ad familiares ale lui Cicero sau un fragment din Tohra scris pe pergament pot fi admirate de iubitorii de carte veche și istorie la Biblioteca Județeană de Nicu Golescu. Secția de cărți rare deține o bogată colecție de scrieri vechi, unele aparținând unor mari figuri ale secolelor trecute, altele fiind pur și simplu dovezi incontestabile ale existenței și limbii noastre pe aceste meleaguri din vremuri străvechi. Da. Acum? Nu acum. Uite, oamenii nu mai utilizează telefonia fixă. Gradul de utilizare al serviciilor de telefonie mobilă este în continuă creștere. 9,7 miliarde de mesaje SMS trimise în 6 luni și numărul de abonați la telefonia fixă a coborât cu 0,8%. Sincer, mă mir că se mai folosește telefonia fixă. Da, al meu nu știu pe unde e. Da. E bine. Iar TVA-ul va fi redus de la 24% la 9% pentru pachetele all-inclusiv din turism. Ei, să plecăm în vacanță! Da, păi scuză-mă, prea erau scumpe, adică puteai să îți permiteai să te duci în străinătate, să-ți faci acolo concediu și era mult mai ieftin decât la noi, sincer. Uite, spune-i la mulți ani Valentinei Pelinel. La mulți ani, Valentina Pelinel. Am plinit 34 de ani. Și a fost înconjurată de ființele dragi. Arată de 18. Pam, pam. Iar Fuego și-a început la Timișoara turneul național de colinde. Cred că devii fanul lui, nu știu de ce. În fiecare zi top scrie de Fuego. Da. În fiecare zi câte un articol cu Fuego. Da. Ce-o fi? Nu știu, cred că sunt mari fani. Iar violatorii vor fi castrați. Senatorii au adoptat un proiect de lege pentru castrarea chimică a agresorilor sexuali. Bravo! Bine, da. Foarte bine. Mi-a găsit ceva. Mai trebuie să-i și demonstreze poliția. Da. Cele mai bune alimente pentru detoxifiere ca să arătați bine de Crăciun. Varză, terciul de ovăz, ceaiul verde, lămâile, strugurii, dovleacul, sfecla roșie, merele, spirulina și brocoli. Super, crema de brocoli. Vezi? Oh, arătăm bine de Crăciun.
Adu-mi aminte, da, a fost perfectă. A fost bestială, nu serios, chiar a fost foarte bună și recomandăm copiilor supă cremă, cremă de broccoli, pentru că are foarte, foarte multe vitamine. Și legume și fructe, cât uite mai aici, multe. Tartă cu ciuperci ne faci? Nu. Nu, da, nu insist, a fost un nu atât de categoric. Și studiile au confirmat, bărbații deprimați mult mai atrăgători decât zâmbăreții. Vezi, mă, de-aia încerc eu să fiu mai deprimat și să fiu mai dimineața, pentru că... Na, vrei poate... să facem un casting, Costi, ca o jumătate? Nu, păi dacă o să fiu câteva zile deprimat, mă gândesc că, na, vine singură. Iar românii, acum? Și în Europa, la consumul de cartofi, un sfert din calitate este totuși de proastă calitate. Da, pentru că a apărut astăzi Jurnalul de Argeș și scurt o să-l și prezentăm puțin, cel puțin prima pagină. Un scandal ce aduce atingere siguranței naționale, judecătoarea Inghe a retrocedat în natură Institutul Pomicol de la Mărăcineni. Este o anchetă, dacă vreți, în paginile 10-11 din Jurnalul de Argeș. Concursurile de matematică pe bani sunt promovate chiar pe site-ul inspectoratului, deși Tudor Soiu susține că le-a interzis. Fundația care a organizat scandalosul concurs se numește așa și a încasat peste 100 de milioane de lei vechi din taxele de participare ale copiilor din Argeș. Alte 70 de milioane de lei vechi au revenit asociației de părinți de la școala numărul 13 pentru cheltuieli de logistică și personal, asociație condusă de o persoană, normal. Dezvăluirile despre arpechim ale unui fost ofițer de contrainformații și profesor la Universitatea Pitești, Marian Rizea. Arpechim a fost închis de OMV pentru a fi vândut la fier vechi. Renegocierea redevențelor cu OMV Petrom este obligatorie, nu opțională, mai spune acesta. Punctul pe Y, Facebook și Facebook. Se discută aici, Gabriel Grigore discută despre Facebook și Facebook. Citiți dumneavoastră despre ce e vorba. Consilierul local Marian Neacșu, alias domnul Boboc, încearcă să pună botniță Jurnalului de Argeș. Ce înseamnă asta? Am dezvăluit că i s-a avizat un teren la schimb cu primăria Pitești, după care la scurt timp a votat pentru prelungirea asocierii cu Cântec dintre Publitrans și CNCD Direcțim, iar acum dorește să se răzbune. În pagina 4 citiți dumneavoastră despre ce e vorba, oricum citim și noi și zilele viitoare, pentru că Jurnalul de Argeș abia a apărut. Păstrăm informații și pentru zilele viitoare, bineînțeles. Avem vreme? Cred că nu. Nu. Avem ce știați, avem rubrica lui Emi Gheorghe, ce știați, ce nu știați. Astăzi o să vedem alte lucruri interesante despre clădirile din Pitești. Haideți să vedem rubrica. Antenața. Știați că Galeria de Artă din Pitești funcționează într-o clădire care datează din 1886? Este vorba despre clădirea care a găzduit inițial primăria municipiului nostru. Construcția a fost ridicată în anul 1886 pe baza planurilor arhitectului Ion Socolescu cu sprijinul lui Mihail Cogălnicianu. Legislația din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și Constituția din 1866 au făcut ca planurile arhitectului să poată fi puse în aplicare. Clădirea Galeriei de Artă este realizată din zidărie de cărămidă cu planșee de lemn și grinzi metalice. Aparține stilului ecletic francez, la fațada dinspre Bulevardul Republicii are 4 coloane dorice, precum și 4 coloane cu capiteluri corintice situate în dreapta și în stânga ușii de la etaj. Pictorul Iosif Materna este cel care s-a ocupat de decorul plafonului sălii centrale de la etaj. În cadrul Galeriei de Artă se regăsește un patrimoniu de peste 1000 de lucrări de pictură și sculptură clasică și contemporană. În sălile de la etaj sunt expuse lucrări de Nicolae Grigorescu, Ștefan Lucian și Nicolae Tonița, fixând atenția asupra unor momente importante din istoria plastică a fiecărui artist. Anteneața! Te-a prins! Mă scuzați! Mâncam bombonica pe care mi-a dat-o Alexa mai devreme, care este extraordinară. Așa. Dar să vedem vremea! Vremea continuă să rămână închisă, cu precipitații slabe, iar ceața ne va da bătăi de cap, însă totuși este bine, scăpăm de codul galben de ploi, iar temperaturile vor scădea un pic cei drept, așa că vom ajunge la o minimă de minus 3 grade, iar la o maximă de 4. Totuși, joi, sperăm și ne dorim să vedem soarele. A trecut o lună de când nu l-am văzut, vrem soare, soare, soare. Da, ci că în județul Argeș nu s-a mai văzut soarele de 23 de zile. Iar la București de o lună întreagă. Da. Și că acest lucru afectează psihicul uman. Dacă este așa sau nu, vedem. Da. Oricum, cred că se vede și pe noi, cât de cât. Da.
Publicitate și revenim după publicitate cu musafirii noștri speciali de astăzi. Așa cum sunt în fiecare zi, speciali pentru voi. Antenața! Jam, supermarketul unde îți faci cu plăcere cumpărăturile. Noi te-am obișnuit să ceri tot ce e mai bun. Produse proaspete în fiecare zi, promoții permanente, prețuri cum se cade, curățenie și siguranța consumului. Jam, supermarketul argeșenilor. Acum la super ofertă Colgate Triple Action, diverse sortimente la prețul de 2 lei și 99 de bani. Din respect pentru clienții săi, Caroline vă prezintă ultimele tendințe în domeniul mobilierului. Vă așteptăm în showroom-ul reamenajat din galeriile Praxis, etaj 3. Executăm ieftin mobilier de cea mai bună calitate din PAL. Bucătării cu fronturi MDF înfoliat, mat și lucios. MDF rustic, MDF vopsit și lăcuit, cuprind pe sticlă și uși. Dormitoare și dressing-uri, living-uri și camere de tineret. Caroline, din respect pentru client. Info pe caroline.ro și la telefon 0740-076-076. Alo, alo, vreau să vă spun ceva. Doar știm, tu ai ce comenta. Apropiați-vă și tot veniți la prețuri mici, pânghesuiți. Când vrei să-ți cumperi în căsuță o canapea, pătuț sau o măsuță și jucării și chiar hăinuțe, mobilier și veiozuțe, un singur loc e consacrat și refăcut și minunat. Veniți la noul Argintex. E sinonim cu ieftin. Argintex. Argintex. Tot ce e bun și ieftin. Centrul Cultural Mioveni organizează gratuit cursuri pentru elevii din oraș. Mandolină, chitară, fotografie, limbi străine, franceză și engleză, fanfară, dans modern și popular, dans de societate, teatru, canto popular, canto, muzică ușoară și clasică, istorie, artă tradițională și sculptură în lemn, artă tradițională și modelaj în lut. Relații la telefon fax 0348445856. Detalii pe www.centrulculturalmioveni.ro. Colo în jos și mai în jos, lerui măr flori d-albe. E un câmp mare frumos, lerui măr flori d-albe. Și-n mijlocul câmpului, lerui măr flori d-albe. Fata plânge dorului, lerui măr flori d-albe. Ca pierdu vreo doi bani vechi, lerui măr flori d-albe. Și cercei din urechi, lerui măr flori d-albe. Uite mândrea a plecat, lerui măr flori d-albe. Cercei ai căuta, lerui măr flori d-albe. El cercei îi găsea, lerui măr flori d-albe. Și la taica i-a ducea, lerui măr flori d-albe. Să cinstească galbenu, lerui măr flori d-albe. Și pe mândrea cu nu, lerui măr flori d-albe. Și pe daica cea frumoasă, lerui măr flori d-albe. Să rămâie drăgăstoasă, lerui măr flori d-albe. Antenața. Am revenit la Anteneața, am revenit cu musafirii noștri special de astăzi. Cred că v-am obișnuit în fiecare zi cu musafirii pe care îi avem și îi aducem aici pentru dumneavoastră. Iar astăzi alături de noi se află domnul Mihai Iancu, dirijor al corului Centrului Cultural Mioveni, de cultură, Centrului de Cultură Mioveni, și domnul Mădălin Sandu, dirijor al Orchestrei de Cameră a Filarmonicii Pitești. Bună dimineața și concert maestru al Filarmonicii Pitești. Vă mulțumim pentru
adnotări. Aveți un concert, avem și noi un afiș aici, la Mioveni, un concert extraordinar și un concert inedit, care va avea loc pe 12, dacă nu mă înșel. Haideți să ne spuneți câteva cuvinte legate de acest concert, motivul pentru care vă aflați astăzi aici și nu numai acesta este motivul, pentru că să aflăm lucruri și despre orchestrele dumneavoastră în parte, dacă vreți. Bună dimineața și mulțumim frumos pentru invitație. Într-adevăr, este vorba despre un concert de colinde care va avea loc în data de 12 decembrie, vineri, la ora 18, la Casa de Cultură Dacia din Mioveni. Este un concert organizat de Centrul Cultural Mioveni, prin bunăvoința doamnei director Argentina Culcuș, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Mioveni, în colaborare cu Filarmonica Pitești, prin Orchestra de Cameră, având de asemenea sprijinul domnului director Jean Dumitrașcu. La acest concert participă corul Centrului Cultural Mioveni, dirijat de mine, și Orchestra de Cameră a Filarmonicii Pitești, condusă de concertmaestru Filarmonicii Pitești, colegul meu, Mădălin Sandu. Vom avea un invitat special, doamna Gina Sandu, care ne va interpreta la NAI câteva lucrări muzicale din filme foarte, foarte cunoscute. De asemenea, colindele... Scuzați, cum adică va interpreta la NAI ce coloane sonore din filme cunoscute sau... Da, din filme cunoscute, Adică mi se pare din foarte filmul interesant. The Mission, da? Care sunt sigur că îl cunoaște toată lumea, coloana sonoră Oboiul lui Gabriel, care este transpus la, pentru NAI, celebra piesă a lui James Last, The Lonely Shepherd, ciobănașul singuratic, și o piesă pe care eu am orchestrat-o și am readus-o în inimile spectatorilor și din ultimul proiect This Is My Song, chiar așa se numește This Is My Song, al lui Charlie Chaplin. Foarte, foarte interesant. Și s-a mai făcut până la noi, până acum la noi așa ceva? Nu s-a mai făcut. Este un concept nou, un concept pe care eu l-am văzut și mie mi-a plăcut foarte mult în afară și am zis... Eu deja îmi place foarte mult și nu l-am... Deja am zis, de ce să nu-l aducem să-l facem și la noi? Corect. Este un concept care înseamnă lumini, proiecție și dans. Deci o să fie un întreg spectacol, un întreg show. Chiar și un show de lumini până la urmă. Da, nu numai un show pe care îl faceți dumneavoastră pe scenă. Da. Foarte, foarte interesant. O Ce Veste Minunată se numește acest spectacol, un spectacol organizat de dumneavoastră. Deci, sâmbătă, 12? Vineri. Vineri, 12 decembrie la ora 18 la Casa de Cultură Dacia din Mioveni. Vineri. Prețul biletului este de 10 lei. Mi se pare cam ieftin pentru show-ul care se anunță. Ce alte surprize ne mai pregătiți acolo, în cadrul acestui spectacol? Vrem să aducem un nou concept de cor și orchestră. Ne încercăm să ne canalizăm către muzica pop, către cele mai cunoscute cântece internaționale de Crăciun. Multe dintre ele, dacă le putem numi așa, sunt hituri în materie de cântece de Crăciun și sunt foarte cunoscute și foarte mediatizate în momentul de față pe toate televiziunile și posturile de radio. Într-adevăr, așa este. Dumneavoastră sunteți la primul spectacol grandios la care participați, nu? Pentru că corul de la Mioveni s-a înființat chiar de curând. Da, suntem o formație tânără, ne-am înființat în luna august a acestui an. Este practic spectacolul nostru de debut. Am avut spectacole anterioare, dar nu de această dimensiune. Este un spectacolul nostru de suflet, spectacolul prin care încercăm să ajungem la inima celor din Mioveni și la inima argeșenilor, și cu ocazia aceasta invităm pe toți, atât pe cei din Mioveni, cât și pe cei din județul Argeș, care doresc să vină la spectacolul nostru. Păi dumneavoastră, n-am cum să vă întreb că sunteți la primul spectacol grandios. Dumneavoastră organizați, nu știu, lunar, cred, nu? Câte un spectacol grandios. Sunteți și mai vechi, sunteți, dacă vreți, fratele mai mare al corului de la... Da, e foarte, foarte bine spus așa. Da, sunt cel puțin 3 spectacole pe lună la mari, la Filarmonica Pitești aici. Pentru mine nu este decât o provocare ceea ce se va întâmpla vineri, pentru că eu chiar îmi doresc acest concert, acest nou concept care l-am împrumutat
de afară, de dans, lumină, proiecție, de sunt trei arte care vor corect, fi corect. Sincronizate în da, acest bine show. Spus, arte, trei, da. Corect. Spuneți-mi, am înțeles că biletele se pot lua de la Centrul Cultural Mioveni și Casa de Cultura Sindicatelor Dacia din Pitești, nu se pot lua aceste bilete pentru că, sincer să fiu, de când s-a înființat Centrul Cultural Mioveni, sunt foarte mulți piteșteni care, nu știu, vizitează mai des Mioveniul, sunt foarte multe spectacole acolo. Din Pitești nu se poate, nu se pot găsi biletele pe undeva? Pentru moment nu există această posibilitate, dar... Dacă doamna Argentinacul cu se uită la noi, cred că ar trebui să facă o cabină de bilete și în Pitești pentru Mioveni. De ce nu? Mi se pare foarte interesant și nu mai trebuie să vină piteștenii să, până la Mioveni, să cumpere bilete după care se întoarcă la spectacol. Dar le pot găsi exact în, și, și în seara spectacolului. Și în seara spectacolului. Uh-huh, uh-huh. Alte nume mari care vor ajunge la Mioveni în la acest spectacol? Nu, ideea este că vrem... să promovăm corul orașului Mioveni, corul Centrului Cultural, pentru că este concertul lor de debut mare și este corect. Și meritul lor de a avea acest concert. Ce ne puteți spune despre cor? Am înțeles că sunt 6 persoane care fac parte, nu? Din... Nu. Este, corul este format din 22 de persoane în momentul de față. Suntem o formație tânără. Eu poate sunt cel mai bătrân dintre ei. Sunt foarte mulți colegi de-ai noștri, mulți sunt profesori de muzică, sunt iubitori de muzică din Mioveni și din Pitești, care au bunăvoința și disponibilitatea de a participa la acest cor. Ceea ce ne unește dragostea pentru muzică. Și vrem să facem acest lucru cât mai bine, atât pentru noi, cât și pentru publicul care ne urmărește. Și data viitoare, când mai veniți pe aici, pe la noi, de ce nu luați și câțiva membri ai corului care să ne cânte în varianta scurtă, bineînțeles că 22 de persoane, nu știu dacă intră aici în studio, dar... Vă promitem că data viitoare vom veni și vom încerca în această perioadă să venim să vă colindăm. Vă rugăm mult de tot, ar fi perfect, da, corect, vă așteptăm, mai ales că e și perioada în care ne puteți colinda. Păi dumneavoastră, n-am cum să vă chem aici cu toată orchestra, dar vom veni noi la dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag vă aștept. Și când vom veni la dumneavoastră? Ce organizați acum în această perioadă? Dacă este joi. Deci în fiecare joi aveți filarmonica, dar ceva, ceva special, eu știu, de sărbători. În joia aceasta avem concert Beethoven, încercăm, bineînțeles că nu putem într-un singur concert, ci este un proiect care durează pe câțiva ani, de a cânta integral tot ce a scris Beethoven. Este foarte bine și ca repertoriu pentru filarmonică și să promovăm sinfoniile lui și tot ce a scris, concerte de pian, de vioară și așa mai departe. Iar joia viitoare, concertul special de Crăciun, care vor fi multe surprize, cred că va fi un concert vocal sinfonic și vă așteptăm și joia viitoare. De Crăciun, de Revelion, nimic nu... Nu, în această perioadă este vacanță. Mm-hmm. Știți de ce vă întreb? Pentru că am văzut că peste tot sunt invitate trupe celebre care cântă de Crăciun, de Revelion, dar nu și muzică clasică. Nu se organizează un spectacol cu muzică clasică, cel puțin nu la noi, în județul Argeș, dacă vreți. Și poate că, nu știu, sunt piteșteni care și-ar dori să vadă și un asemenea eveniment. Vă referiți exact în perioada... Exact, da, corect. Chiar în perioada... Dar sunt sigur că se va putea organiza chiar atât de departe. Eu nu m-am gândit și nu știu care sunt condițiile de a reuși să adunăm artiștii în acea perioadă, având în vedere că... Uite, dacă ați putea să puneți în scenă spectacolul de la Mioveni în noaptea de Revelion, în centru Piteștiului, cu dans, lumini și... mă gândesc că ar fi bestial, un Revelion în stradă. Ar fi foarte frumos, numai că trebuie să ne descurcăm cu frigul.
Da, asta e, pentru că dumneavoastră faceți acolo spectacol, cu siguranță ne descurcăm și cu frigul, ne dezghețăm noi pe... Da, și instrumentele se reziste la temperatura. Da, da, instrumentele, corect, aveți dreptate. Dumneavoastră, ce planuri de viitor apropiat aveți? De viitorul apropiat mă voi referi numai la săptămâna aceasta, urmând ca în săptămânile următoare să mai definitivăm programul. Săptămâna aceasta, în afară de concertul pe care îl avem vineri, duminică la ora 5 la Catedrala din Mioveni, Corul Centrului Cultural va participa la concertul de colinde organizat în această catedrală. Tot de Centrul Cultural Mioveni e organizat, că organizează Centrul Cultural Mioveni acolo din, nu știu, în fiecare săptămână câte 3-4 spectacole. E... Da, sunt foarte multe evenimente organizate la Mioveni și se bucură de public și de aprecierea celor care participă la aceste evenimente. Se bucură într-adevăr la noi, nu știu dacă ați observat, dar odată cu dispariția bruscă, dacă vreți, a domnului primar Tudor Pendiuc, nu se mai organizează nimic, nici măcar atunci când s-au aprins luminile, nu s-a organizat absolut nimic, măcar să cânte cineva, nu știu. A dus, s-a apăsat pe butonul. Mă rog, trecând peste, spuneți-le oamenilor să vină la spectacol. Cum îi, în afară de ce ați spus până acum, cum îi atrageți? Vă invităm la spectacolul nostru, unde vă promitem surprize, vă promitem că veți vedea un concept nou de colind, veți vedea ceva care până acum, cel puțin, nu a mai fost realizat în județul Argeș. Vă așteptăm cu încredere și sperăm că veți fi mulțumiți și veți aprecia munca noastră. Cu siguranță așa va fi, eu sunt convins de acest lucru și mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră, având în vedere că v-ați înființat în luna august. Mult, mult succes în continuare. Mulțumim frumos. Bineînțeles și mulțumim. Trebuie să vă mai spun mult succes pentru că dumneavoastră deja aveți. Și vă așteptăm să ne colindați. Da, cu siguranță vă așteptăm. Promitim că vom veni. Varianta scurtă, bineînțeles. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră, ați fost și astăzi alături de noi, am mâncat bomboane în direct, eu am la valiera pe aici, Alexa, spune, te rog, sponsorii. Și eu la valiera. Știu, dar să mă aud bine când... Ok, mulțumim, Formal Digital, Digital Design și Florăria Altceva, ne vedem mâine de la 7:15. Pa! Pa! Nenașul lui Dumnezeu, măruț margaritar, nenașul lui Dumnezeu. Și m-o blestemat mai ca măruț margaritar, și m-o blestemat mai ca. Să fiu fiară. Bună dimineața, bună dimineața, așa începe viața.